privința acordului de asistență financiară al Comisiei Europene pentru România. Astăzi am aflat de la ECOFIN că acest acord nu este pe calea cea bună, dar nu a fost nici suspendat. Ce înseamnă exact acest lucru? Este, dacă vreți, situația în care, păstrând echilibrul proporțiilor, în care s-a aflat Grecia înainte de 30 iunie, adică în timpul în care ai un acord, chiar dacă acordul este deraiat. Deci, situația legată de România este următoarea. În luna iunie, Comisia Europeană a evaluat că lucrurile în România nu sunt în regulă. De ce? În principal datorită propunerilor de modificare la noul cod fiscal. Și o politică fiscală responsabilă înseamnă că dacă reduci taxele și impozitele, un lucru bun pe care orice antreprenor, orice întreprinzător și eu ca cetățean mă bucur să-l văd, dacă reduci taxele, trebuie să și spui, dacă ești ministru de finanțe, guvern responsabil, trebuie să și spui de unde vor veni banii pentru a acoperi acele reduceri. Acel deficit creat. Și guvernul nu a oferit până în momentul de față un răspuns convingător la întrebarea de unde vor veni acei bani. Ori noi în Europa încercăm să reducem deficitele acum. Să nu mai avem situații în care un guvern, de indiferent ce culoare politică, să cheltuiască necumpătat banul public și să ne ceară după aceea tot nouă simpli cetățeni să acoperim acele găuri în viitor prin taxe și impozite mărite, fiindcă asta e. Dacă reduci acum taxe și impozitele și nu știi de unde vor veni banii, în viitor va trebui să împoverezi mai mult economia oamenii pentru a acoperi acele găuri negre. Ei, în România situația e următoarea. Noul cod fiscal propune reducere de taxe. Foarte bine, îmi place, dar de la orice ministru responsabil aștept să vină să spună de unde va acoperi acele lipsuri și guvernul României nu a oferit în momentul de față un răspuns convingător Comisiei Europene. De aceea, la nivel tehnic, discuțiile sunt practic suspendate, blocate. Misiunea Comisiei Europene în luna iunie în România s-a încheiat fără succes, dar până în luna septembrie, dar mai avem o șansă. Până în luna septembrie, până când acest acord se încheie, mai avem o șansă să venim cu un răspuns convingător față de Comisia Europeană. Și iată ce s-a întâmplat și cu Grecia. Până la 30 iunie, când acordul a existat, Grecia a avut încă toate opțiunile pe masă. După ce acordul s-a încheiat, Grecia a pierdut acei bani care încă îi se cuveneau 7 miliarde de euro și a avut mult mai puține opțiuni pe masă. Situația, evident, nu este comparabilă, datoria noastră este mult mai mică, deficitul nostru este în regulă, datorită reformelor economice făcute în România în 2010-2011. Deci nu vreau să compar, dar ce vreau să spun este, până în septembrie, guvernul are încă toate șansele să vină cu un răspuns convingător față de Comisia Europeană.